Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt împreună de mai mult timp, însă se pare că de data aceasta cei doi și-ar fi dus relația la un alt nivel. În urmă cu puțin timp, Veta a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie de la munte, acolo unde este alături de partenerul său. Ei bine, fanii nu au putut trece cu vederea imaginea, asta deoarece atenția a fost furată de către inelul pe care prezentatoarea TV îl purta pe deget. Imediat, fanii au întrebat dacă nu cumva ar fi vorba chiar despre un inel de logodnă, el fiind purtat pe degetul inelar. Deși au întrebat-o pe vedetă ce este cu bijuteria, aceasta nu a răspuns momentan, astfel că în continuare reprezintă un mister. Să se fi logodit oare Andreea Marin în preajma sărbătorilor de iarnă? Cu siguranță, cel mai scurt timp, o să aflăm ce reprezintă inelul și dacă într-adevăr cei doi au făcut acest pas important. Andreea Marin preferă să fie cât se poate de discretă cu viața sa personală, astfel că atunci când este întrebată de povestea sa de iubire, răspunde în puține cuvinte, fără a da prea multe detalii. În ceea ce privește o nuntă, Andreea Marin spune că nu au discutat despre acest lucru și că nu ar avea în plan momentan să facă acest pas. Totuși, cei doi locuiesc deja împreună de ceva vreme, iar Adrian Brâncoveanu are o relație frumoasă de prietenie și cu fica vedetei, Violeta. În momentul în care va fi cazul, voi spune, nu există un astfel de plan. Da, locuim împreună, nu trebuie să fiu măritată pentru asta, a spus Andreea Marin într-o emisiune TV.